Ce se întâmplă cu Sfântul Munte? Sunt multe de spus, dar o să trec așa, numai un pic în reviste, cum se spune. Că am fost călugării la Mănăstirea Sihăstria din Neamț, acolo. Eram călugări acolo, chiar eram în ultimul timp cu treburile toate a mănăstirii. Ca ajutor de econom, mă ocupam tot ce ținea treburi acolo. Și chiar într-o zi a venit tata pe la mine și urcam pe un deal, așa, de la Graj, din sus, în partea aceea, așa. Și cobora pe Anticleopa de la Stupină, în jos, așa. Și așa, de la, știu eu, 50 de metri distanță, a început să strige, râdea așa când m-a văzut. Și că ai grijă să nu fugi în Athos. Dar suna exact ca și cum știu că o să fugi în Athos. Cam așa îmi suna mie în urechi. Și tot repeta până ne-am apropiat. Și am mutat azi și, dar ce tot zice pe Anticleopa? Dar nu vezi că râde? Zic, glumește și el. Mie nici prin cap nu-mi trecea de Athos. Eram acolo, cu treburi, cu... Eram implicat în toate ale mănăstirii, cum se zice. Acolo eram călugării, nu puneam... Adică mai auzeam pe alții discutând, Athos, băi, zic, eu îmi văd de treabă aici. Bun, m-am întâlnit pe Anticleopa, am sărutat mâna, o mai repetat răzând vreo două ori și a plecat. După vreo săptămână, deodată parcă mi s-a deschis ceva, nu vedeam decât Athos. Dintr-o dată, totul Athos, trebuie să plec în Athos, deci nu mai vedeam nimic altceva. Și în scurt timp s-au deschis toate. Eu istorie lungă nu mai intru, am mai povestit-o noi pe canalul nostru, mai în amănunt un pic, sunt multe. Deci nu mai intru în ele și am venit în Athos, în felul ăsta. Adică nu ușor, că nu se punea viza pentru Grecia atunci, a trebuit prin Ierusalim, am ajuns în Ierusalim, n-aveam bani, dormeam prin boscheț, adică a fost o trecere, așa un fel de aventură, de aia, cum se zice, până am ajuns în Athos, așa deci. Și în felul ăsta, eu am numit-o chemarea Maicii Domnului. La fel cum am venit și în mănăstirii, când au fost în Sihăstria, vin în mănăstirii, tot așa, într-o seară, a venit ca un foc și la 10 seara zăpadă, atât am plecat, nu mai vedeam nimic. Deci la fel a fost și cu Athos-ul. A fost chemarea Maicii Domnului să mă aduc aici. Și atunci, indiferent, eu n-am mai ținut cont de nimic, când am bani, când am nu știu ce, am plecat spre Athos. Zic, Maica Domnului o să ocupe. Și într-adevăr, Maica Domnului, prin tot ce am trecut, m-a adus în Athos. Și a trecut anul ăsta să împlinesc 30 de ani de când m-a adus în grădina ei, Maica Domnului. Și în felul ăsta am ajuns în Athos. Schitul Lacu, să spun așa, ce am găsit eu aici, era tot o ruină. Ceea ce vedeți acum, 16 chilii, cum e chilia noastră, așa, tot schitul ăsta, 60 de călugări români, suntem aici totul, deci nu exista nimic. Toate casele erau ruină. Altele erau doar așa, atârnau într-o parte, altele erau câte o grămadă de bolovan. Deci nu era nimica. Ei, ne-am adunat noi primii care am fost nouă la o singură casă. Și de acolo, după aia, era un părinte singur retras care stătea și noi nouă la o singură casă. Ei, de acolo, încet, încet, după aia, o istorie lungă, dar încet, încet s-a început și am început să refacem. Și ca să ajung acum să fie 16 case nu refăcute, de la zero, adică curăța locul și făcut de la zero, toate puse la punct. Deci au lucrat Maica Domnului, Sfântul Dimitrie, care e Biserica Mare a Schitului. Știu că am fost la Danilei odată în primul an, cu Părintele Ștefan, care tot la altă chilie aici în Schit. Și era în primul an, la început, atunci, când era la noi greu aici, cum zice, ne ploua în cap, prin toate găurile acoperișului, totul era... Și zicea, la Schitul Lacu, da, zice, ce bătrâni erau acolo, ce știau ei dinainte, care au fost în Schitul Lacu, au fost bătrâni și cântăreți aici, că la Danilei au fost foarte mulți cântăreți, și spunea și aici, era cântăreți care îi chemau la hramuri să cânte, adică buni, bătrâni cu viață sântă. Zice, dar nu o să vă lase Sfântul Dimitrie, o să vii el călare pe cal, mi-amintesc, spunea Daniel, o să fie el călare pe cal și zice, să vezi cum o să vă refac el schitul. Și atunci era o ruină tot. Și acum când ne uităm, e un schit așa, zici, ca un sat de la nou, așa făcut. Deci a ajutat Sfântul Dimitrie, Maica Domnului și s-a făcut. Viața în Athos, putem spune că era mai simplă. În ce sens? Simplu. Pentru că totul era simplu. Chiar și mașini. Aveau mănăstirile mari câte o mașină, atâta. Restul nu exista mașini. Deci totul se mergea pe jos. Și știu că eu, 10 ani, pe jos. Mergeam și 50 de kilometri pe zi pe jos. Disculță, papuci, întotdeauna aveam niște sandalii, le aveam în traistă, ca să nu-i rup la drum. Și unii ajungeam la o mănăstire, mă spălam picioare, luam papuci și intram. Deci așa era viața, nu exista al doilea rând de haine.
Aveai hainele de biserică și niște haine care erau și de treabă și de drum și de orice. Aveam o dulamă, era cârpită în 20 de locuri. Și era decolorată, ziceai că e făcută cum îți prespălați de ăștia la mod acum. Deci era de la soare, de la toate, avea vreo 5 culori, că nu era nicio culoare. Așa era timpul atunci, dar era frumos. Era simplu și oameni foarte puțin vineau. Noi aici, în Schitul Acu, dacă ajungea un om la o săptămână, era ceva. Câteodată era român, câteodată era neamț, câteodată era austriac, mai vineau de ăștia care le plăcea să umbli pe jos. Că greci foarte... ajungea și câte un grec, mai ajungea așa. Deci aici, la noi, se ajungea pe jos. Și trebuia cineva care avea chef de mers câteva ceasuri pe jos ca să ajungă la noi. Și de asta era viața simplă. Dar nu înseamnă că dacă acum s-o așa viața, pentru că în toată lumea s-a făcut o schimbare. Și atunci cei care vin acum să rămâi în mănăstiri sunt cei din lumea asta. Care obișnuiți cu internet, obișnuiți cu toate astea și ziniți în mănăstiri și se luptă și ei, cum se zice, să rupă de cele care le-au avut în lume. Și atunci e lupta mult mai mare. Noi cumva la timpul nostru am venit dintr-o lume care nu avea internet, care nu avea și televizoare, nu aveau toți. Deci existau lume mai simple. De asta, fiecare perioadă și în mănăstiri era mai simplu din cauza că lumea trăia simplu. Așa este. Deci înainte se făceau casele astea toate din pământ, cu piatră, cu lemne, cu ce găseau. Pentru că asta era, în toată lumea asta se făcea. Nu exista ciment, nu exista asta, nu exista agresie, nu exista asta. Ei, acum existăm lucrurile astea, nu mai poți pui pământ cu piatră care după o generație se dărâmă. Că asta noi toate le-am găsit dărâmate, că s-a infiltrat apă și s-a dărâmat, că era pământ cu piatră. Acum, făcându-le cu ciment, au altă rezistență. Dar, deci, și oamenii, na, sunt cei veniți din lumea asta, care cu toate astea ale lumii, deci nu mai poți să-l duci cu 100 de ani în urmă, spui, trebuie să fie așa, că nu rezistă. Atunci, adică, e o viață mai simplă aici, față de în lume, adică el deja coboară două, trei trepte mai jos, renunță la o grămadă de lucruri. Și atunci și lucrul ăsta e o jertfă, cum se zice. De când îs eu natus, nu au fost atâția oameni cât au fost anul trecut. Deci zi de zi continuu. Noi care primeam primăvara 3 luni și toamna 3 luni, restul era liber, nu vineau, acum s-a terminat. Deci nu a mai fost pauză. Am făcut noi vara pauză, o lună, am închis totul, am spus... să nu mai așa, să putem să ne liniștim, și iarna, în ianuarie, iar o lună. Pentru că vineau continuu. Deci vin mult mai mulți oameni. Înainte era foarte greu cu viza. Deci era greu de venit. Acum vezi că e calea deschisă. Cine vrea să vină, să vină. Deci e ușor. Ei, și atunci, venind oameni, o trebuie și noi să amenajăm niște arhondarici. Cu oameni și părinte, dar bine, nu poți să ne primești o noapte, că mulți spunea, părinte, dar dorm în curte, dar fac așa, dar cu tare, băi, stai leacă, că îi fric și aici, adică este, nu poți să-l pui în curte. Și atunci, de la sine, am fost oarecum siliți, băi, hai să amenajăm câteva camere, cum avem și noi 16 paturi aici, 16 locuri, avem câteva camere, atâta este, pentru că oamenii vin. Și atunci trebuie să cauți o cale să-i poți și pe ei. Dacă vin, îi aduci și Dumnezeu, zici, măi, să aibă unii dormi, să aibă mâncare caldă, o slujbă la biserică, adică omul să fie odihnit și trupește și sufletește. Și eu am făcut arhondaricul pe condițiile de acum, nu, normal, ai o baie, poți să facă și un duș, mai ales care vine vara, cald sau așa, deci are omul cât de cât condițiile să poată sta liniștit. Și pe aia îți vine frumos la biserică, dacă mai ai timp să-i mai spui un cuvânt, deci să plece cu ceva folos. Pentru că oamenii vin din mediul care vin acum. Deci noi nu putem să ne coborâm, să le vorbim despre ce era în primele veacuri. Cum omul zice, adică stai un pic, ce-mi vorbești, că ce trăiesc eu în lume? El trăiește în mediul care trăiește. Și acum trebuie să cauți să-i spui ceva, cum poți discurci el? Adică așa cum spui, băi, du-te prin ploaie, dar fără să te uzi. Eu zic, bine, dar dă-mi o cale, o umbrelă, ceva, cum poți să mă strecori? Pentru că are familie în lume, trăiește acolo. Nu poți spui, fugi în pustie, că nu are ce... să ducă lugării, dar ei au nevoie acolo. Și atunci trebuie găsit o cale, în afară că îl odihnești, să stea liniștit, vine obosit de pe drum, o rugăciune, îi spui un cuvânt, ceva, să plece o leacă cu un pic de curaj. Discutau părinții din primele veacuri, cei ajuns la măsuri mari. Și zice, noi ce am făcut oare? Ei, zice, noi le-am făcut tot ce s-a putut după Dumnezeu. Adică am plinit poruncile. Dar cei după noi ce o să facă? S-o să facă la jumătate cât noi. Dar cei de la sfârșit, zice, aceia nu vor face nimic, dar zice, vor fi ispite atât de mari, încât dacă li vor răbda, vor fi mai mari decât noi. Adică toate tentațiile astea ale lume, dacă reușești să te înfrânezi, să te lupți, să te, cum se zice, să le biruiești, să nu te prindă,
zice, e mai mare decât măsura celor din tâi, pentru că sunt tentațiile mari. Deci dacă o luăm așa tehnologia, hai, un 10% partea bună, restul dezastru. Pentru că dacă punem în balanță ce se întâmplă în lumea asta, deși în general face foarte mult rău, partea bună e la cei care o caută. Că o găsești, partea bună prin tehnologia asta, sau faci ceva bun prin ea, sau asculți ceva bun. Da? Dar din păcate, deci foarte mulți folosesc partea cealaltă. Și atunci pe om ajunge și îl dărâmă. Nu vedem televizorul. Orice lucru bun s-ar da imediat într-o reclamă care lovește. Deci aici e și o tehnologie a diavolului, o, știu, un mijloc de-a lui, de a lucra să-l distrugă pe om. Ca să poată să nu mai rămâi oamenii cu mintea curată. Ca asta, de fapt, e scopul, să fii cu mintea limpede, ca orice hotărâre o iei, să fie o hotărâre bună. Și un om cu mintea limpede ia hotărârea bine. Dacă mintea e tulburată, încețoșată, cum s-a zis, și drogată, de tot ce este, că drogat nu înseamnă numai să iei droguri. De televizor, de internet, de alte patimi, și astea, mintea nu-i mai limpede. Și atunci ne face rău. De asta ne trebuie timp, deci, cum să zice, orice dependență ne disparte Dumnezeu, adică orice patimă. Și dacă tu ajungi și tremuri fără internet, că dacă eu văd pe aici vin și nu-i semnal și fug toate pădurile astea să caute, deci dependența, ca și spui, băi, dar o zi, nu, părinte, că trebuie să vorbesc acasă, că trebuie să fac serios, dar înainte nu exista telefoane, te duceai până vineai acasă, nu exista așa ceva. Adică nu asta înseamnă dependență și asta nu-i bună, îmi disparte Dumnezeu. Dacă tu acasă, cu familia, tu nu poți să stai până că umbli o leacă, soția dincolo, copilul dincolo și deja se formează o răceală în familie, între prieteni la fel. Vezi că tinerii aia care-s plini de viață ies în parc, să stau pe bancă și fiecare în telefon și își trimit mesajul unul la altul. Adică nu mai comunică, nu se mai privesc, nu mai, adică interacționează unul cu altul, adică se bucură unul de altul. Ei, și asta dărâmă, asta dărâmă, pentru că omul trebuie să, când discuți cu el, altceva când îl privești în ochi, vezi cum, adică îți dai seama când te minte, când îți spune ceva, dacă îi spui la unul te iubesc și îl privești în ochi și altceva spune te iubesc pe telefon. Păi sătul, acum toată lumea trimite inimi, știi? Adică nu, astea s-au ajuns superficiale. Ne gândim la timpul vechi. Trimiteai o scrisoare, poate puneai o petală, o frunză și scriai două, trei rânduri și așteptai o lună, două, trei să-ți vii un răspuns. Cu câtă înfrigurare, cu cât, văi, mi-o fi scris, ce-o fi zis. Exista lucrul ăsta. Am deja sute de mesaje pe zi, plictisesc, nici nu le mai citesc unul de la altul deja. Deci asta dărâmă. De asta eu zic, băi, mai lăsați-le, mai închideți-le, mai ales cu familie. Luați-vă copiii, duceți-vă la munte, la mare, unii vreți, dar fără telefoane. Să vă puteți bucura unul de altul. Și de ce e în jur, de natură, de ce a făcut Dumnezeu, toată frumusețea asta, că altfel unde ajungem. Deci nu, adică se încearcă, adică izolarea oamenilor. Câteodată omul lucrează de acasă, face de acasă tot, el intră ca într-o cutie, deci el nu mai comunică cu ceilalți, nu-și mai întărește imunitatea. Chiar pentru sănătatea lui, deci imunitatea omului, întâlnindu-se cu alții, lucrând în natură, mergând, toate astea se întărește. Altfel îl faci pe om să devină ca o legumă. Și plus, sălbăticește omul, dacă îl izolezi. Nu, omul trebuie să comunice tot timpul, trebuie să fie, de asta ne-a făcut Dumnezeu, să fim într-o relație continuă unul cu altul, să ne ajutăm, să ne susținem. Care e mai sănătos să-l susțină pe cealaltă, care e mai bogat să-l ajute pe cealaltă, adică să fie o legătură continuă între oameni. Că de asta spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi pe aproapele ca să-l iubești nu comunici numai prin telefon. Deci îl ajuți, îl susții, îl privești în ochi, îl întărești, îl ajuți la o treabă, îi dai ceva de mâncare, deci ai continuu o legătură cu el. Uite, chiar numai de o serie de ani în urmă, 40 de ani în urmă să o luăm. Deci înainte n-aștepta nimeni să vii primăria să-i facă. Dacă erau la blocuri, toată fiecare familie avea lopată în casă. Ningea, toți ieșeau cu lopețele în fața blocului și făceau curat. Nu vinea primăria să-ți facă. Și acolo discutau între ei, soțiile vineau cu un ceai, cu un vin fier, ceva, ei lucrau, dezăpezeau, făceau cu lopata, deci se comunicau între ei și își făceau singur. Nu trebuia să vii primăria, acum nimeni nu mai face nimic și în jur stă la televizor când au venit să-i facă curat în fața blocului. Comoditatea.
și comoditatea ne aruncă în toate patimile. Pentru că tu de mâncat mănânci, de dormit dormi, de băut bei, dar tu nu consumi energia fizic. Și atunci se urcă la cap și te iau toate patimile în primire. Și atunci, dai, te și enervezi, toți îți devin în afară de tine, ajung oamenii să intri în decepții, în stări de nu știu ce, închiși în casă, nu mai vor să iasă. O grămadă de persoane care tot fel ajung în stările astea, din cauza că nu mai ies în societate să comunice și să facă ceva. Eu spuneam, femei, că părinte, că nu mai ies din casă, nu știu de când, că nu mai suport. Da? De ce? Păi uite, că sunt decepții, ești în decepții? Du-te la un spital de cancer de ultimul grad. Și stai și tu o zi în spitalul cealaltă, să vezi cum trăiesc oamenii, ceea care le-a spus doctorul că mai are o lună, că mai are două, că mai are trei. Să vezi dacă nu ți iese din cap toate decepțiile astea, când oamenii ăia se agață de viață și își doresc să mai aibă o zi în plus de viață și tu n-ai ce face cu viața că te plixisești acasă. Du-te la un azil de bătrâni să vezi, să vezi bătrânii de alea uitate, scoase din casă de copiilor. Și acolo, du-le un braț de trandafir și dă-te un trandafir la toate bătrânile celea și o ciocolată. Să vezi acolo lacrimi în ochi. Uitați de toată lumea și tu le-ai făcut o bucurie. Să vezi cum ești din starea aia care stai și plângi de milă acasă când ai sănătate, ai picioare, ai mâini și stai și plângi de milă acasă. Deci nu știm să trăim, nu știm să ne bucurăm, nu știm să ne folosim timpul și ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Mâini, picioare, ochi, toate astea. Ca să fie duminică. Să nu fii bolnav în pat și tu să stai acasă, să stai tolănit în pat, cafeaua alături, să tu uiți la liturghie, deja e un fel de bătaie de joc. Adică nu merge. Deci o dată poți să, cum spunea undeva la Sfinții Părinți, și când să te duci la, să nu te duci la liturghie. Și în momentul în care ești în casă și-o lua foc casa și nu poți ieși singur, trebuie să te scoată alță. Abia atunci să nu te duci. Dar atâta timp cât poți, ai picioare, ți-o dat Dumnezeu, cu poate să ți le iei Dumnezeu și să vezi atunci ce înseamnă să nu poți. Deci trebuie să ne ducem la biserică, pentru că în biserică e harul lui Dumnezeu, scoboară, cum se zice, cerul pe pământ acolo. Și harul ăla care este în biserică, deci chiar din moții tu într-o strană, acolo ești obosit, deci te umbrește și pe tine. Și ce se întâmplă? Deci în biserică iei parfumul ăla harului. De asta stai tu la televizor, îl mai iei, exact ca într-o parfumerie, dacă tu te-ai dus și chiar de nu cumperi nimic, după 5 minute de acolo când ai ieșit, vezi că tu miroși a parfum. Dar ia uite la televizor care îți face reclamă la o parfumerie, mai miroși a parfum? Nu mai miroși. La fel ca o mâncare, altceva care o mănânci și altceva când tu ești la reclamă, ai la televizor, te saturi, nu te saturi. Deci asta numai la cazuri când chiar nu se poate, sau ești undeva pe drum, într-o călătorie și n-ai altă șansă, da, atunci poți să pui pe mașină, să asculți, că sunt acum așa, pui un post de ăsta bisericesc și asculți o liturghie sau altă slujbă, sau o predică ceva, dar să nu ne înlocuiască biserica, adică participarea fizică, că atunci ne învățăm comoditatea și sunt bătrâni care, într-adevăr, la pat, pentru aceea e o mânghiere, se poate și să aibă liturghie, să aibă așa, că ei nu pot să deplaseze. Dar atâta timp cât ți-o dat Dumnezeu sănătate și poți, nu trebuie renunța la așa ceva. Încă cât mai mult se poate. Pentru că noi exact, adică pierzând asta, prin zându-ne patimile, e ca și cum ne murdărim, ne murdărim. Și ai nevoie să te speli, speli hainele, să te speli tu. Ei, asta e spovedania. Spovedania cât mai deasă și dacă ne dă voie duhovnic, împărtășanii. Nu cum s-o făcut la noi obiceiuri, că odată la nu știu cât sau prin posturi, nu. În primele veacuri creștinii se împărtășau în fiecare zi. Deci nu e o lege asta, tot s-o rărit acum din cauza păcatelor, s-o rărit cu oamenii, nu-și mai amintesc de când nu s-au împărtășit. Nu, în spovedanie de asta și când îngădui duhovnicul, dar să nu fie prea rar, sunt împărtășanie. Deci asta e prima treaptă în așa ceva. Și după aia să facem bine în jur, că binele pe care îl facem ne deschide sufletul, inima, ne face să avem milă. Și în momentul când ai milă de ceilalți, încerci tot din cinci să te jerfești mai mult să faci pentru ceilalți. Și atunci Dumnezeu îți dă umilință, îți dă încetul și te trezește, cum se zice. Că făcând bine altora, are grijă și Dumnezeu de tine. De fapt, pe tine te miluiești cât să deschide râvna încetul, încetul. Și să ne luptăm și noi să ne rugăm cât putem. Și atunci Dumnezeu cu mila și harul Lui ne ajută. Da. Să ne ajute Maica Domnului, să ne aibă în pază
Și cum zicea cuviosul Paisie Aghiorito, să ne ținem cum în două mâinile de Maica Domnului, de fusta ei, de poalele Maicii Domnului, că ea nu o să ne lase, dar să noi lăsăm noi pe ea, pentru că ea e legătura noastră cu cerul. Dacă am pierdut-o pe Maica Domnului, am pierdut totul. Deci ea, orice cere de la Mântuitorul, nu-i refuzată. Și noi, dacă ne agățăm cu toată puterea de Maica Domnului, avem toate șansele să ne ducă dincolo în bucurie. Doamne ajută!